Rata de promovare la examenul de bacalaureat a fost cea mai ridicată din ultimii 15 ani. Peste 76% dintre elevi au trecut cu bine examenul maturității, iar 39 dintre aceștia au luat nota 10. Județele fruntașe au fost Cluj, Galați și Brăila, iar la polul opus, Ilfov. Rata de promovare este de 76,4%. Față de 72,8% în 2023 și 73,3% în anul 2022. 39 de candidați au obținut media 10. Cea mai mare rată de promovare pentru candidații din seria curentă s-a înregistrat în județele Cluj, 88,9%, Galați, 88,5%, Brăila, 87,5%. Cea mai scăzută rată de promovare s-a înregistrat în Ilfov, 61,3%.